Acești copilași sunt orfani de mamă, pentru că mămica lor s-a prăpădit în urmă cu 2 ani de zile fiind răpusă de cancer. Mai este încă o surioară care acum este la școală și sunt crescuți doar de tatăl lor, un tată singur acum, văduv, și trăiesc împreună doar din ajutorul social de la primărie de 500 de lei și cu ajutorul alocației copiilor. Dragii mei, vă rog să intrați chiar acum pe site-ul nostru, speranțapentruromania.ro, și să faceți o donație acolo pentru acești copilași, pentru a le putea acoperi lună de lună alimentele de care au nevoie și lemnele de foc pentru fiecare iarnă. Pentru fiecare donație vă mulțumesc de pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro.